Deputatul UNPR Mario Caloianu este unul dintre inițiatorii proiectului care își propune înființarea Bursei Electronice Agricole Române pentru a veni în sprijinul agricultorilor și fermierilor. Acesta, alături de deputații UNPR Viorel Teodorescu, Marin Anton și Aurel Nicolae, a organizat la Giurgiu o întâlnire cu cei interesați pentru a le aduce la cunoștință detaliile tehnice ale proiectului, dar și pentru a le demonstra de ce este nevoie de o bursă electronică agricolă. Această bursă se adresează inclusiv fermierilor, indiferent de volumul, de capacitatea sau de suprafețele pe care le lucrează. Partea tehnică a bursei, dată fiind proprietatea intelectuală și nu numai asupra acestui proiect a colegului nostru, domnul Mario Caloianu, deputat de Ialomița, o să o prezinte dânsul. Noi, în schimb, grupul parlamentar UNPR, așa cum ne vedeți și la această masă, susținem acest proiect din punct de vedere și politic. El nu este un proiect politic, așa cum o să vă explice domnul Caloianu, dar la un moment dat s-ar putea să aibă și susținerea acestui segment foarte important de altfel. De exemplu, în Giurgiu avem o total producție, un număr de 704.558 tone. Și avem o capacitate de depozitare de 214.979 tone, iar un deficit de depozitare de 489.000. Deci, parte din producție este depozitată, parte din producție nu este depozitată și ia drumul Constanței sau exportului. În sensul ăsta, agricultorii știu despre ce vorbesc, apar trei prețuri în România. Prețul din coada combinei, media de anul trecut a fost în jur de 500 de lei. Prețul din siloz, de aproximativ 130-140 de euro. Și dacă e cineva care poate contesta aceste cifre, îl rog să intervină. Și prețul din Constanța, prețul matur, care între ianuarie și aprilie-mai a avut o medie de 230 de euro. Asta a fost realitatea. Bursa electronică agricolă își propune eficientizarea schimbului pe piața liberă pe principii concurențiale în funcție de raportul cerere-oferta a produselor, crearea unei platforme online pe care se tranzacționează liber produse agricole listate, susține asocierea în vederea obținerii de exploatații agricole eficiente, dar și instituirea unui cadru concurențial care va duce la eficientizarea lucrărilor agricole specifice și creșterea producției. Proiectul care vizează înființarea Bursei Electronice Agricole se află în dezbatere publică până la sfârșitul acestui an.